Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Amoroscop. Dar acum este amoroscopul pentru cuplu, cei care sunteți într-o relație cu cineva. Haideți să vedem, dragii mei, cum e posibil să fie treaba pe domeniul iubirii în relația voastră în luna martie 2021. Ce se întâmplă acolo? Ce gândește partenerul, partenera? Ce simte partenerul, partenera despre voi și despre relația voastră? Și câteva sfaturi așa din partea unor oracole pentru relația voastră, pentru voi, pentru parteneri, cine știe, vedem noi ce o să iasă. Așa cum știți, am schimbat formatul pe alege un, nu știu, alege un grup de cărți, alege un număr, alege o carte, alege ce vrei, tu nu mai alege ceva, ca să, dacă vrei să vezi despre ce este vorba, că nu este obligatoriu. Păstrăm aceeași tradiție în continuare până o să vedem noi dacă rămânem pe același format sau nu și vă rog și pe voi care ascultați La Cuplu să îmi trimiteți în comentariile voastre părerea voastră dacă vreți să rămânem pe același format de alege o carte, dacă vreți să ne întoarcem pe varianta de zodii. Aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre pentru că părerea voastră contează foarte mult pentru noi. Bun, dragii mei, deci avem 5 numere în această citire, 5 grupe de cărți, să le spunem așa, și ca să vă ajutăm pe voi să alegeți exact numărul, grupul potrivit pentru voi, pentru situația voastră, acele mesaje care trebuie să ajungă la voi și care vă vor ajuta, sperăm noi din toată inima, să lucrați la relația voastră sau, mă rog, nu știu, să aflați ce se întâmplă pe acolo. Am ales 5 cărți dintr-un oracol foarte frumos, Enchanted Map, se numește, o hartă fermecată, și pentru numărul 1 am ales această carte, Compasul. Dacă vă place această carte, busola, mă rog, compasul, busola, dacă vă place, dacă vă simțiți puțin, cine știe, pierduți în relația în care sunteți, poate nu vă mai găsiți drumul către sufletul partenerului vostru sau către sufletul vostru, cine știe, atunci, dragii mei, mesajele despre relația voastră de cuplu în luna martie, despre ce se întâmplă acolo, ce simte, ce gândește persoana voastră de interes, și care este energia între voi și mesaje din partea Universului se află la numărul 1. Vă mai arăt odată cartea aceasta a busolei. Pentru numărul 2 am ales The Bone Collector, colecționarul de oase. El este șamanul, da, este magicianul. Dacă vă, haideți să țin mai mult, dacă vă place ceva la această carte, dacă vă place cine și noțiunea de șaman sau dacă simțiți că este nevoie de ceva vindecare în relația voastră, atunci mesajele pentru voi, pentru relația voastră de cuplu, despre ce simte, gândește persoana voastră de interes, ce se întâmplă între voi, un posibil viitor, să spunem, cam cum ar decurge el între voi și persoana voastră, se află la numărul 2. Și mergem mai departe, pentru numărul 3 am ales Metamorfoza, o pictogramă foarte frumoasă, foarte interesantă. Vedem acei fluturi acolo care vorbesc de transformare, avem și două păsări flamingo, așa că dacă ceva vă atrage de pe această carte sau poate voi sunteți într-un proces de transformare profundă sau mai puțin profundă, cine știe, sau relația voastră simțiți că este într-un proces de transformare, atunci mesajele pentru voi se află la numărul 3. Și mergem mai departe și dacă tot mergem, asta înseamnă mișcare și am ales cartea care se numește Movement, mișcarea, acest struț cu o insulă, da, pe spate. Dacă vă place, nu știu, cartea, struțul sau insula, poate visați să vă mutați pe o insulă, cine știe, sau simțiți că relația voastră nu se mișcă poate destul de repede, de eficient sau duce într-o direcție greșită, cine știe, atunci mesajele legate de relația voastră de cuplu, persoana voastră de interes se află la numărul 4. Și pentru ultimul număr, numărul 5, avem encouragement, încurajarea, și avem o girafă cu puiuțul ei. Dacă vă emoționează această imagine, dacă vă plac girafele sau, nu știu, Africa, habar n-am, nu știu, ceva, da, sau aveți nevoie de încurajare în această perioadă, stați așa că vine tot fumunat și nici nu mai... Nu mai văd acolo ce se întâmplă pe ecran. Dacă aveți nevoie de încurajare, simțiți acest lucru sau, cine știe, de la noi, de la Univers sau de la partenerul vostru, atunci mesajele pentru voi despre relația de cuplu se află la numărul 5. Bun, dragii mei, și sperând eu așa că ați ales până acum unul din... Și acum, nu că vreau să specific ceva.
puteți alege chiar mai multe numere, dacă vă simțiți atrași, da, de, eu știu, două, trei numere, cine știe, nu le alegeți chiar pe toate, că o să, nu o să mai înțelegeți nimic, dar două numere, eu zic, ar fi ok, dacă vă atrag, deci nu vă abțineți, spuneți, nu, 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 am ales asta, gata, ok, vezi ce spune sufletul tău. Bun, și începem cu cei care ați ales busola, cei care ați ales busola și să vedem ce, care sunt mesajele, ce se întâmplă în luna martie, în relația voastră de cuplu și așa cum bine știți, vom extrage din amorul ghebos o energie, energia voastră predominantă în această relație în luna martie, energia persoanei voastre de interes și energia pe mijloc și apoi vom veni cu celelalte cărți de tarot pentru lămuriri și bineînțeles că vom scoate și niște cărți de oracol să vedem ce anume vor să vă spună spirite, spiritul, ce vrea să vă spună spiritul. Și haideți să vedem, începem cu energia voastră. La la, cât de repede, calling in your soulmate, chemarea sufletului pereche. Interesantă energie, dragii mei, ținând cont de faptul că sunteți în relație, sunteți în profundă chemare, da, a sufletului vostru pereche. Poate, cine știe, unii dintre voi considerați că nu sunteți în relație cu sufletul pereche. Considerați că este ceva mai bun, mai frumos out there, da, afară și sunteți în căutare de așa ceva. Poate unii dintre voi sunteți dezamăgiți, cine știe de ce se întâmplă acolo. O să vedem noi despre ce este vorba. Pentru că vedem această lansare de dorință, de rugăminte către Univers. Și asta se întâmplă în momentul în care nu, să zicem, nu ai ceea ce ai căutat. Pe partea partenerului, partenerei voastre este let go of control issues, renunță la control. Ei, și atunci cumva s-ar clarifica situația de ce, pentru că din ceea ce simt aici, partenerul, partenera voastră, celor care ați ales numărul 1, s-ar putea să nu își dea voie să fie cine este cu adevărat, nu își dă voie să își exprime poate sentimentele, da? Poate, acum dacă o ducem și pe o parte de asta mai rigidă, a spune persoana voastră, poate fi și o persoană care controlează, vrea să controleze relația, poate vrea să controleze ce se întâmplă sau chiar să vă controleze pe voi, Doamne ferește, vedem noi ce o să iasă mai încolo. Dar la fel de bine ne spune că s-ar putea să-și controleze emoțiile și să nu exprime ceea ce simte, că probabil există niște buba acolo, nu avem de unde să știm, o să vedem în momentul în care scoatem cărțile de tarot pentru această persoană. Și haideți să vedem și energia dintre voi pentru cei care ați ales numărul 1. Nu degeaba vă uitați voi în sus și chemați, ce chemați soulmate. Vorbim despre sufletul vostru pereche, dragii mei, dar se pare că sufletul vostru pereche are niște problemuțe de rezolvat, are niște chestii de adresat, s-ar putea să fie niște traume acolo și e teamă să se deschidă, e teamă, cine știe să se exprime, să spună ce are de spus sau se mai pot manifesta aceste traume și sub formă de autoritate, da? De control. Vreau să te controlez, vreau să știu ce faci tot timpul pentru că mi-e teamă să te pierd, pentru că am trauma de abandon, pentru că am rana de trădare, pentru că, pentru că, pentru că. Bun, o să vedem și haideți să trecem la tarotul clasic și vom cere niște cărți pe partea voastră să vedem pentru luna martie ce se întâmplă acolo prin sufletelul, mintea voastră. După care vom trece pe partea partenerului vostru sau a partenerei voastre, da, și vom vedea și pe energia dintre voi în luna martie. Și să vedem. Și haideți să mai cerem încă o carte. Aveți cartea judecății și cartea de justice. O, cartea de judecată. Trei arcane majore, una după alta, dar voi sunteți foarte, foarte. În sferele voastre, asta vreau să spun. Cartea judecății, așa cum am spus, cartea justiției și cartea de mari preotese. Dragii mei, voi sunteți într-un mod de visare, cel puțin în luna martie și pe tem, pentru că aveți și chemarea sufletului pereche. Da? Sunteți în sfera voastră, acolo construiți un scenariu probabil ideal, construiți persoana ideală pentru voi. Pentru că vedem cu această carte a justiției, da, voi vreți ce este corect pentru voi.
vreți acea iubire care să vă vindece sufletul sau să nu trebuiască voi să vă explicați sufletul de fiecare dată, îmi vine să spun acestei persoane. Unii dintre voi s-ar putea în luna martie să fiți mai tăioși, mai bățoși, să înfingeți așa sabia rațiunii în vâltoarea aceasta a emoțiilor, să încercați să vă stăpâniți emoțiile, să nu mai dați poate mai mult, să nu mai dați acestei persoane, pentru că simt că voi ați da, da, vă văd foarte deschiși în această relație, da, vedem că pe partea partenerului sau partenerei sunt niște rețineri. Sunt niște calcule pe care și le face, pășește cumva foarte atent în această relație. Și avem și cartea judecății, ați văzut-o foarte clar. Această carte a judecății îmi vorbește mie despre dreptate divină. Doamne, măi universule, dar chiar nu merit. Dar ce am făcut eu să merit asta? Dar ce am făcut eu să... Da, este și cu Marea Preoteasă vorbim despre o perioadă în luna martie de posibilă tăcere, introspecție, comunicare, aș spune eu, cu divinitatea, în care voi să cereți din partea divinității răspunsuri, da, cine știe, legate de ce se întâmplă în această relație, ce se întâmplă cu partenerul vostru, de ce există acolo niște bariere, de ce există acolo niște ziduri. Sunteți foarte hotărâți, hotărâte cu această carte a reginei de bâte. Să obțineți ceea ce vă doriți de la relație. Nu vreți să dați înapoi, nu vreți să dați înapoi, sunteți conștienți de ceea ce vreți, sunteți conștienți de ceea ce meritați și de asta este strigătul acesta către Univers, trimite, dă-mi, adu-mi, pentru că eu știu ceea ce îmi doresc. The Eight of Swords, 8-ul de săbii pe partea voastră. O să vedem noi și pe partea partenerului ce se întâmplă. O, Dumnezeule, Doamne, da. Mă aștept la niște cărți frumoase pe partea partenerului și între voi, pentru că vedem 8-ul de săbii și cartea diavolului și la voi sunt niște temeri și la voi sunt niște frici în legătură cu partenerul vostru, cu relația voastră. Și o să vedem, haideți să trecem pe partea partenerului ca să ne lămurim noi mai bine și să vedem ce se întâmplă aici. Exact ce spuneam, 9 de monede. Această persoană vrea să rămână și rămâne, da, în ale sale. 9 de monede este cartea acelei persoane independente care nu se bagă, da, nu se bagă emoțional, să zicem, într-o relație. Nu, este self-sufficient, așa zice, este ok așa cum este cu el, cu ea, nu contează. V-am spus să-și calculează lucrurile foarte clar, nu vrea să-și piardă libertatea, pentru că s-ar putea să simtă că dacă devine vulnerabil, dacă se deschide în această relație, s-ar putea să fie buba și chestia asta pe voi vă ia cu hâți de cap. Vă ia cu hâți tare de tot și vă apucă acel strigăt către divinitate. Cartea Marelui Preot. Haideți să vedem cum se clarifică această carte a Marelui Preot. He, da, Doamne, da. Cartea Marelui Preot și această carte a îndrăgostiților a ieșit pe partea partenerului vostru. Ia zice în felul următor, dragii mei, chiar dacă sunteți într-o legătură de asta, de cununie sau ce se mai întâmplă la oameni pe planeta asta, da, de lungă durată, da, această persoană poate să fie cu voi într-o relație, legătură de genul acesta, mai bine spus, dar ea este liberă și independentă, da? Ea este persoana care nu are acea disponibilitate emoțională pentru că v-am spus ceva acolo, probabil s-a întâmplat. Au fost niște lecții pe care această persoană le-a fi învățat legate de relație în trecut. Exact ce vă spuneam, indisponibilitate emoțională, 4 de cupe. 4 de cupe, despre asta vorbim. E ceva legat de comunicare între voi, dragii mei. Și 4 de monede, ca să fie treaba foarte clară, să nu spuneți că am înnebunit eu cu capul. N-am înnebunit cu capul și nici cu mâinile și nici cu nimic. Această persoană este pentru ea. Această persoană ține la siguranța sa, are motivele sale, nu vreau să judecăm, Doamne ferește, pe nimeni, dar are motivele sale să facă lucrul acesta. Bun, mai vedem aici Cavalerul de Săbii și v-am spus că ea că este sub această carte a îndrăgostiților, între ei este o sabie.
și v-am spus că este ceva legat de comunicare în această relație. Unii dintre voi s-ar putea, și o să vedem și pe energia dintre voi, dar unii dintre voi s-ar putea să fie, să fie avut niște certuri, niște... chestii de astea de nu v-au convenit, dar între voi, poate unii dintre voi ați întrerupt comunicarea cu partenerul vostru și dacă ăsta este cazul, atunci vă spunem că partenerul vostru, da, se gândește să ia cumva legătura cu voi, cine știe, în această lună, în luna martie, pentru că vedem cavalerul de săbii, da, și pajul de săbii, iată, această persoană stă, se gândește, analizează problema. Analizează problema pentru că îl vedem așa calculând pașii, calculând lucrurile între voi și dacă vorbim despre o despărțire între voi, da, o perioadă de pauză, cine știe, se pare că dragul vostru partener, parteneră se gândește să manifeste noi începuturi, dar întâi stă și observă, da, întâi stă și analizează niște lucruri și iată-te și cartea nebunului, cartea nebunului care vorbește despre a lua-o de la zero, de a-și asuma un risc. Poate ați învățat această persoană niște lecții, cine știe, poate că voi sunteți cei, și haideți să vedem, să mai cerem și lămurim și pe partea voastră, poate voi sunteți cei care v-ați săturat să fiți tratați așa cu răceală și fără să vi se arate niște lucruri, pentru că vedem, voi ați venit cu tot sufletul, regele de cupe, voi ați fost, da, cu sufletul deschis și sunteți, poate cu sufletul deschis către această persoană, dar ceva s-a întâmplat acolo, voi ați investit în această relație, da, asul de monede, voi ați fost foarte serioși în ceea ce privește această relație. Doar că persoana de lângă voi, nu vreau să iau, Doamne ferește, apărarea, dar dintr-un motiv sau altul s-a ținut în gardă, da? S-a păzit, a rămas acolo on the safe side, să nu fie rănit, să nu se implice, să nu-și piardă libertatea, să mimimi, să mumu, și ceva s-a întâmplat acolo, ce, între voi, evident, și se pare că aici ceva se schimbă în energia acestei persoane. Răbdarea, temperanța, ați avut și aveți destulă răbdare cu această persoană, dar păi câtă răbdare nu tu l-ai, Doamne, pe principiul acesta. Haideți să vedem energia între voi în luna martie. What's going on? Ulala. Ulala. The Two of Swords, doiul de săbii, cineva, da, este, nu este hotărât ce anume să facă. Cineva parcă și s-ar putea să, și mi se spune că s-ar putea să fie energia voastră, dacă această persoană se întoarce, se grăbește să vină, să discute cu voi, să vă spună cine știe câte în lună și în stele ce are de spus acolo, că sunt niște vorbe nespuse, sunt niște concluzii netrase aici, voi s-ar putea să fiți puțin indeciși și am vrut să zic supărați și chiar supărați, da? Chiar supărați, poate această persoană, cine știe, pentru unii dintre voi, partenerul, partenera avea și niște adicții mai puțin simpatice și interesante, dar ce vedem este că vă simțiți abandonați, da, simțiți că ați fost lăsați singuri, da, cine știe. Bun, acum bineînțeles că această energie se poate muta și poate este partenerul vostru care s-a simțit lezat în amorul propriu și are, să trăiască, să-i trăiască familia. Are destul, cineva s-a simțit părăsit și vedem, da, s-a simțit, se simte părăsit în această perioadă, că vorbim de luna martie, vedem vindecare, da, patrul de săbii, este nevoie de a lua-o încet, chit că sunteți într-o relație, că sunteți într-o căsnicie, că stați în aceeași casă, da, este nevoie de vindecare, este nevoie ca cineva să-și vindece niște răni legate de abandon, da? Cineva s-a simțit abandonat acolo. După care vedem optul de monede. Hei, și optul de monede este fix energia persoanei voastre de interes, pentru că acum vedem că ceva se sucește, vedem că, nu știu, a stat pe gânduri, a învățat niște lecții, o să vedem și din tarotul iubirii ce iese, dar vrea, da? Vrea această persoană să, cumva, într-un final, da? Într-un final să vină și să pună osul la treabă în această relație, dar vedem șaptele de monede, da, așteptare, așteptare, gheață la mal, frână, lucrurile nu le vedem că se mișcă foarte, foarte rapid și e bine să nu se miște foarte rapid, de ce? Pentru că, dragii mei, este nevoie de acea vindecare. Bun, și bottom of the deck, iată cartea soarelui,
până la urmă s-ar putea să se vindece această reușită și această carte de forță. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aveți de-a face cu cineva în leu, cu ascendent Venus, lună, nord, nodul nord în leu, sau voi să fiți așa, cine știe. Dar până la urmă, iată și cartea stelei, vorbim despre vindecare sau de faptul că această persoană vine, da, și vine cavalerul de cupe, vine către voi, fie pentru a-și cere scuze, iată și cartea carului, da, vorbim despre deplasare și despre faptul că lucrurile se pun în mișcare. Da, vine această persoană fie să vindece situația, fie să vă spună că ok, gata, cu ok, am realizat că aici a fost ok până la urmă, da? Îmi pare rău că nu m-am deschis, îmi pare rău că n-am făcut lucrul acesta, dar vedem că totuși mai urmează o perioadă de vindecare. The Seven of Wands, șaptele de bâte, cineva este în poziție de defensivă și de data aceasta s-ar putea să fiți voi. Haideți să vedem și din tarotul iubirii ce mesaje vor să vină pentru voi și pentru persoana voastră de interes și pe energia dintre voi în luna martie 2021. Haideți să vedem. Death, moartea. Simt așa, simt eu așa că a fost un final, simt eu așa că unii dintre voi ați pus o piatră funerară pe relația voastră. Nu neapărat să fie pe bune, poate nu vă vorbiți, dacă mă stați în aceeași casă, situația e și mai nasoală, că asta este, gropi relația, dar îl vezi în fiecare zi și e mai nasol. Dar vedem că aici a fost o terminare de ceva, da? Și pentru că vorbim de relație, logic ar fi să fie de relație, dar iubirea voastră este acolo. Din nou apare acest rege de cupe. Iubiți foarte mult, țineți foarte mult la această persoană, dar din păcate ea are niște răni acolo, da? Și nu au lăsat-o să se deschidă suficient. Cartea lunii, sunt lucruri, sau voi considerați dacă sunt lucruri ascunse, sunt lucruri misterioase pe care voi nu le înțelegeți vis-a-vis de partenerul, partenera voastră. Sunt lucruri pe care poate nu le vedeți clar. Sau uite acum cu cartea asta lunii, îmi spune că unii dintre voi vă doriți, pentru că ea e cu racul, e pe casa familiei, vă doriți familie, v-ați dorit foarte mult să întemeiați poate o familie cu această persoană și ați văzut că această persoană era tralalain în păcăpii și n-ați avut cu cine sta de vorbă. Multe scenarii. Haideți să vedem pe partea partenerului, partenerei voastre, ce alte lămuriri ne mai dă. How do they feel, think? The Three of Pentacles, trăiul de monede. Până la urmă se pare că îi vine mintea la cap acestei persoane. Trăiul de monede vorbește despre compromis, vorbește despre a lucra în echipă și am văzut cu optul de monede. Până la urmă, după vindecare, după perioadă de gheață la mal și de așteptare, chiar și în luna martie, această persoană vine da, să consolideze relația. Vine să salveze cumva ceea ce mai poate fi salvat, dacă mai poate fi salvat, și tot cu această carte încât să spune pentru unii dintre voi că partenerul, partenera voastră are tendința, nu are tendința, îi place, haideți să așa e mai corect, îi place să fie admirat, admirată, poate pentru felul în care arată sau pentru ceea ce face. Și dacă mai vorbim despre cineva în zodia leu sau cu ascendent în acea zodie, clar îi place să fie admirat. Bun. Ce avem? The Wheel of Fortune, roata norocului pe partea partenerului vostru și v-am spus, da, aici lucrurile se schimbă, ceva, nu știu ce, face ca această persoană să se schimbe, să se sucească și vedem asul de cupe, se redeschide poarta către iubire și v-am spus că intervine această comunicare. Dar este nevoie de răbdare din partea voastră și pe energia voastră, energia dintre voi cu doiul ăla de săbii, o să vedeți voi pe unde, dacă mai dați o șansă sau cine știe, nu că uite, acum și cu cartea judecății care e și pe partea voastră vorbește despre a da încă o șansă. Poate această persoană s-ar putea să vă ceară, dar să-i mai dați o șansă și vedeți voi ce faceți. Bun, și ce avem? Cartea spânzuratului. Avem cartea spânzuratului, l-am pus invers. Această persoană a stat și s-a gândit, a reflectat, a întors poate povestea voastră pe toate părțile
Până când i-a venit sângele la cap, mintea la cap și a înțeles că a făcut buba la voi, trăiul de săbii, a înțeles că lucrurile nu erau așa cum trebuiau să fie în relația voastră. A fost un moment de trezire și cred că unii dintre voi ați întors spatele acestei persoane sau ați tratat-o așa cum v-a tratat și ea. Și ea că se uită după voi. Da? Se uită, vă caută. Dacă e să nu stați împreună, dragii mei, pajul acela de săbii, dacă nu stați împreună, atunci vă caută, întreabă pe la prieteni de voi, se interesează, se uită pe profilul de, mă rog, rețele de socializare, să nu le dăm numele, pentru că știe că a greșit și își dă seama, ia uite, asul de bâte, își dă seama că vă iubește, vrea să reaprindă această flacără a pasiunii între voi. Da, se pare că i-a luat ceva timp. I-a luat ceva timp să se, sau i-a luat ceva timp să se hotărască și să-și facă planuri de viitor. Asta este treiul de bâte care vorbește despre a te uita în viitor și a-ți face planuri de lungă durată de această dată. Haideți să vedem și pe energia dintre voi pentru viitorul apropiat, dragii mei, da? Cum să nu? Bineînțeles, ia uite cum vine. Bine, acum dacă voi sunteți bărbați, nu știu dacă vin femeile cu flori, dacă ai idee, vine această persoană către voi cu gesturi frumoase, cu vorbe frumoase, vrea să dovedească, mă scuzați, dar mă știți pe mine, da? Vrea să dovedească, nu știu, faptul că a înțeles, că îi pare rău de niște lucruri și că vrea să investească solid în această relație, regele de monede. Și regele de monede, când vorbește despre relație, vorbește despre relație de lungă durată, da? Relație de aceea tradițional, familie de aia tradițională sau și relație tradițională cu hai să cunoaștem părinții, hai să mimimimu, ce se mai întâmplă pe acolo, dar the five of cups, cinciul de cupe, da, cinciul de cupe aici arată ca și cum cineva se te dă cu buchetul în cap. Bun, s-ar putea să fiți voi care dați cu buchetul în cap, cine știe, Doamne ferește, eu nu incit la violență, dar vedem o chestie de genul ăsta, du-te mă, acum vii, după ce că m-au luat pe mine cartea aia diavolului și cu energia ochiului de săbii și m-am dat peste cap și am nebunit și la, vii să faci tu pe așa. S-ar putea unii dintre voi să aveți o reacție de genul acesta, dar cu cinciul de cupe ne mai spune că această persoană are niște sentimente de vinovăție, această persoană chiar regretă anumite chestii pe care le-a făcut. Regretă, regretă, ia uite, vine sub împărăția, auzi, vine sub influența acestei cărți, da? A împăratului, este carta împăratului. Vine foarte sigur, sigură pe ea această persoană, dar voi, da voi, vă doare la flașnetă că voi ați devenit regina de săbii. Voi sunteți regina de săbii, acum mingea este în terenul vostru, dragii mei, și o să spuneți off with his head, da? Să-i tăiem căpățâna, să-i dăm cu buchetul în cap. Nu, Doamne ferește, nu vă luați pe mine că sunt nebună, dar voi mă știți. Decizia va aparține. Vedem că ceva s-a schimbat, da? În energia acestei persoane, în felul în care această persoană gândește despre voi și despre relația voastră, urmează să fie o împăcare. Ceva de genul acesta, da? Vedeți voi despre ce e vorba. Din partea lunii avem The energy is gaining momentum. Se adună energie, da? Se adună energie în ceea ce privește relația voastră. V-am spus, mai e ceva de așteptat. Avem cărți de așteptare acolo. Încă nu s-a adunat suficientă energie ca ceea ce spun eu să apară așa ca prin minune. Nu, mai este ceva de vindecat, mai este ceva de așteptat. Asta este energia lui Martie, s-ar putea cine știe prin aprilie, mai, această persoană să vină cu picioarele pe pământ, dar o să vedem noi și în energia celorlalte luni cum se întâmplă. Aici vedem perioada de vindecare, aici vedem perioada de tranziție, dar vedem și comunicarea. Eu aș spune așa că în această lună, da, vine această persoană și comunică. Încearcă să ia legătura cu voi. Da, voi o să fiți așa regina, în regina, în energia reginei de săbii și o să spuneți, lasă-mă să mă gândesc, lasă-mă pentru că a fost o perioadă destul de nasoală, destul de grea. Poezi, această zâniță aia de se desprinde ea de pe piedestal de acolo, s-ar putea unii dintre voi să... și asta e grea. Și fii atent că asta e grea ce mi-a venit acum. Unii dintre voi s-ar putea să fiți foarte ok. Să fi învățat voi să fiți foarte ok fără această persoană.
Asta au venit acum și trebuie să o zic. Și când vine această persoană, voi să spuneți, da, n-am, nu mai am nevoie. Dacă tu erai piedestalul, da, pe care eu mă bazam până acum, ia că te am învățat să, să fiu ok și singur și singură, nu mai am nevoie de lucrul ăsta. Dar v-am spus, decizia va aparține, noi nu vrem să influențăm pe nimeni, transmite mesajele exact așa cum vin. The garden and the gate, ia uite această grădină, da, și cu poarta. Visători, unii dintre voi sunteți visători și stați și vă gândiți, mă, ce fac, rămân aici după gârduleț? Rămân pe piedestal? Sau nu? Pentru că eu știu ce vreau. Se pare că unii dintre voi, așa cum am spus, ați avut ocazia între timp să vedeți ce înseamnă libertatea, mai ales dacă era o persoană controlling, da, o persoană care vă controla. Ați avut ocazia să vedeți ce fain este să fii tu, să te redescoperi pe tine și atunci stai și te gândești din ceea ce vedem noi acolo. Ce fac? Ce aleg? Da, 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 da. Look! Vine, vine cu inima în dinți, vine cu inima după dânsul, dânsa, nu contează, nu vorbim despre gender aici. Vine pentru că vrea să repare o situație. Doamne, doamne, ce se tot repetă. Da, mesajele astea mă apucă pe mine nervii. Pentru unii dintre voi, ia câte voiaj, această carte de călătorie, s-ar putea să partenerul, partenera, persoana voastră de interes să fie de la distanță și vedem și cu cartea carului, da, și să călătorească, să vină către voi, să vă spună lucrul ăsta, nu este obligatoriu, ne poate indica doar distanța și mesajele și comunicarea să fie online. Și avem adventures, aventurile, hehe, și aici mă duce cu gândul la voi, dragii mei, că v-am spus, unii, nu mulți, unii dintre voi ați avut în perioada asta de liniște, de, zicem, de separare, de gheață la mal între voi și persoana voastră de interes, ați avut parte de aventuri, să zicem, da? Ați văzut și alte lucruri pe care poate nu le-ați văzut până acum și unora dintre voi chiar a început să vă placă toată povestea aceasta. Bun, dragii mei, să luăm. Da, uite, vreau să luăm așa, să luăm de aici din acest oracol al chakrelor, vreau să scoatem câte o carte, o carte pentru voi și o carte pentru partenerul vostru și o carte pentru energia din mijloc. Prayer, exact. Ați văzut chemarea sufletului pereche și rugăciunea, prayer. Voi, da, dragii mei, este clar, voi vă rugați, vă rugați să vină persoana potrivită pentru voi. So mote it be, inshallah, cum zic eu, să vină, da? Să vină. Ia uite cine stă și plânge pentru că a făcut buba la voi. Stă și plânge această persoană că a făcut buba la voi, asta este clar. Acum, da, mai poate arăta și faptul că această persoană are, sau mă rog, încheie, urmează să încheie o perioadă de doliu din viața sa. Și poate de-aia a fost așa cum a fost, poate de-aia s-a comportat cum s-a comportat, pentru că a avut niște pierderi în viața sa care l-au afectat sau au afectat-o în funcție de caz și iată acum lucrurile se vindecă, se rezolvă. Pe energia dintre voi, workaholic, ia uite, muncă, e bine treaba asta cu munca, dar ea este pe chakra gâtului, mi-atrage atenția și ne spune în felul următor, trebuie să lucrați la comunicare. E foarte importantă comunicarea în luna martie între voi și această persoană. Da, și cu cartea de workaholic și cu regina de săbii s-ar putea să fiți voi în ale voastre, da, să vă fi regăsit voi pe voi, poate și prin muncă, cine știe, sau v-ați distras atenția cu munca, e, poate însemna și acest lucru. Bun, ia să punem unde, să punem la loc, că doar de acolo l-am luat. Haideți să vedem un mesaj motivațional pentru voi, dragii mei, care ați ales numărul 1. Hai să vedem ce anume ar fi bine să auziți voi pentru luna martie. Mamă, și iar scrisul ăsta spiralat. Practică și... nu înțeleg ce scrie aici. Practica și exersarea. Ah, mă scuzați, conduc întotdeauna la maestrie. Doamne, nu pot scrie și ăștia normal de mincrucișează mie ochii. Bun.
Dacă vei face întotdeauna ce îți stă în puteri, vei ajunge să stăpânești cu măiestrie arta transformării. În acest fel, obișnuința de a-ți folosi în mod greșit cuvintele, de a te lăsa afectat la modul personal și de a face presupuneri inutile va deveni în timp din ce în ce mai slabă și din ce în ce mai puțin frecventă. Am zis, dragii mei, văd că ați lucrat foarte mult și lucrați foarte mult cu voi și s-ar putea să vă desprindeți voi de ceea ce ați crezut că este stabil și să vă și placă lucrul acesta. Dragii mei care ați ales în numărul 1, acestea sunt mesajele pentru voi, pentru relația voastră de cuplu pentru luna martie 2021. Aștept cu drag comenturile voastre în secțiunea de coment, dragii mei, și până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la Tarotscop, Amoroscop sau alege o carte, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!